Îmi pare foarte rău că trebuie să vă spun iarăși un lucru. Acest puț nu se face vinovată primăria. Deci noi am scos la licitație. Proiectul a fost făcut. Constructorul care a luat această lucrare și, bineînțeles, a administrat-o altei societăți, trebuia să aibă, într-un mod cinstit și sănătos, ori firma respectivă, ori dumnealor, ori dacă nu se angajeze o firmă autorizată, care să monitorizeze în totalitate efectuarea acestui puț. De fapt, nu conducta în pământ la un metru e importantă. Nu bazinul care vine de la fabrică și îl pune pe niște pereți. Acest puț, din care acest puț alimentează și bea și consumă apă oameni foarte mulți. Da, puțul este componenta esențială. Trebuie spus că firma Presanita s-a subcontractat către Semluna. Nu știu. Deci n-am cunoștință către ce firmă. Știu doar că este adevărat. Acea firmă este condusă de un domn de aici, din Comuna Turcinești. Dar din cele auzite de mine, că n-am putut intra în poziția unor documente, întrucât dumnealui este singuratic, nu spune absolut nimic. Referiți la domnul primar. La domnul primar, exact. Eu numai ce am putut lua și discuta cu contabilul șef, cu oamenii de aici, cu oamenii din localitate. În rest, n-am putut să prind foarte multe lucruri, pentru că aceste lucruri sunt și în continuare ascunse. A spus anterior că primăria nu are nicio vină, că firma care a câștigat lucrarea trebuia să monitorizeze modul în care e fără puț. V-aș contrazice, primăria Turcinești a plătit un deviz făcut de Constantin Lungu, patronul SC Presanitas, care a solicitat contravaloarea fărării puțului la 305 metri. În plus, a solicitat contravaloarea materialelor introduse până la 305 metri, nu până la 180, unde s-a oprit constructorul. Da, este adevărat. Puțul nu a atins adâncimea din proiectare de 304, a rămas la 184. Dar a fost plătit la 304, 305. E adevărat, a fost plătit. A fost plătit din neglijența a cui? Acelui care și-a dat dispoziție de răspundere de lucrare, aceluia care este ordonator de credit și aceluia care este diriginte de șantier. Efectiv, primăria a fost dusă în eroare, a fost mințită. De ce domnul primar nu inițiază demersul în justiție pentru a recupera banii? Dumnealui, la momentul ăsta, și nouă ne spune permanent în toate ședințele de Consiliu și în, dacă bine o să cereți documente, eu am să le scot, că este normal. Noi în toate procesele verbale, în toate ședințele în care s-a întocmit un proces verbal, acolo veți găsi scris în permanență: domnule, nu faci bine ceea ce faci. Voi răspunde eu de ceea ce fac. Asta este răspunsul. Se bazează dânsul pe o anumită susținere la nivelul județului Gorj? Da, la momentul acesta pentru mine este clar. Cred în totalitate, deci în totalitate când spun peste 70-80%, că baza lui dumnealui este în domnul Călinoiu. Și îmi pare foarte rău că spun acest lucru, dar eu personal am fost la domnul Călinoiu împreună cu dumnealui și i-am spus: domnule, nu ai făcut și nu faci bine prin faptul că îți iei în responsabilitate ceea ce dumneata ești incompatibil. Lasă-l pe altul, nu pe Modrea, să răspundă la această lucrare. Că Modrea nu-și dorește de a-și băga bani în buzunar. Modrea vrea să facă treaba și să fie beton. Atunci mi s-a răspuns foarte clar. El răspunde de ceea ce face. Și atunci nu pot să spun acum că nu este adevărat. Nu pot să spun că nu este adevărat. A spus Modrea, probabil că era vorba de Gogălnicianu. Exact, exact, de Gogălnicianu. Credeți că... Cu privire la puț, să știți că în momentul în care am făcut afirmația că va trebuia cineva să o monitorizeze, trebuia o firmă autorizată sau cel puțin cel care a executat puțul să aibă contractat sau el în persoană utilaje necesare și aparate necesare care să poată să măsoare continuu. Știți ce înseamnă un puț? Vă rog să mă credeți. Nu este a săpa o gaură din care mâine băgăm două tupuri și am scos apă. Nu. Există un caroptaj. În primul rând, se face o săpătură, se face o diagramă, se măsoară straturile, se văd unde vine apa. Deci nu așa cum vrei tu.
În momentul în care ai ajuns la 304 metri, se face o litografiere din nou a puțului, unde vin montate acele filtre de care dumneavoastră ați vorbit. Filtrele nu se bagă cum vrei tu, îl bagi la 40 de metri, îl bagi la 80. Nu, conform proiectului, există un studiu geo care trebuie respectat. Nu degeaba spunem că apa nu este potabilă la momentul acesta. De ce proiectantul, domnule reporter, de ce nu a venit să spună, da, domnule, este foarte bun la 184 de metri? Să dea o situație pe 184. Nu se mai poate. Pentru că el a avut un studiu geo pe care trebuie respectat. Pentru asta trebuiau plătiți banii. Pentru asta s-a plătit 304. Cam înțeles, n-am văzut. Am înțeles că deja s-a făcut și o recepție. Să-i fie de bine. Dar vreau să anunț comuna și să înțeleagă că la apă, oricum că vrea el sau nu vrea, se va da drumul. Dar se va da drumul în condițiile legale. Și anume, vom căuta și vom determina constructorul. M-am dus personal eu la el, la firmă, la domnul Lungu și i-am spus personal, nu ceea ce spune primarul prin comună. I-am spus, domnule Lungu, te rog din tot sufletul, ți-ai luat banul, ai băgat doi oameni într-o situație critică. Acela este dirigintele de șantier și primarul comunei. Măcar salvează-i. Fă puțul din nou la 304. Astupă-l pe celălalt. Mi s-a promis în mod solemn. Mi-a arătat și o hârtie din care spune că ar fi cumpărat un teren în altă parte. Dar e o hârtie. Eu n-am văzut un act.